Măsuri de securitate fără precedent la meciul dintre Pandurii Târgu Jiu și Maccabi Tel Aviv. Drumuri închise, polițiști pe stradă și mascați pe durata desfășurării meciului. Colega mea Alina Băcescu are toate informațiile și vine acum cu detalii. Bună seara! Circulația în zona stadionului din Drobeta Turnul Severin a fost închisă încă de ieri după amiază. Mai multe echipaje de la poliția locală au fost dislocate în zonă pentru supraveghere. În mai puțin de o oră va începe meciul de fotbal dintre Pandurii Târgu Jiu și Maccabi Tel Aviv. Israelul este cunoscut pentru măsurile de securitate drastice luate pentru protecția cetățenilor săi în situații deosebite. Asta și pe fondul ultimelor evenimente care s-au petrecut în Europa. În această seară, din partea autorităților române, măsurile de ordine sunt asigurate de jandarmii din Mehedinți, dar și de mascații din cadrul grupării de jandarmi mobile Frații Buzești Craiova. Vă reamintesc, Pandurii Târgu Jiu primește vizita celor de la Maccabi Tel Aviv în prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League.